Până la sfârșitul săptămânii, o echipă a Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești desfășoară o campanie de prezentare și promovare a ofertei educaționale a instituției. Cei interesați să îmbrace uniforma au acum șansa să se califice în meserile maestru militar auto și subofițer de pompieri și protecție civilă. Admiterea constă în probe eliminatorii și proba de cunoștințe. Probele eliminatorii constau în contravizita medicală și testarea aptitudinilor fizice. Elevii acestei școli au câteva argumente pentru a-i determina pe viitorii absolvenți de liceu să urmeze o carieră militară. Îți asigură un loc de muncă, îți asigură un viitor față de celelalte instituții care de învățământ din momentul de față. Primul avantaj ar fi un loc de muncă foarte sigur, foarte bine stărit, salarizarea de care toți avem nevoie ca să facem o viață mai bună. Și un alt avantaj ar fi că putem să facem un bine tuturor oamenilor care necesită ajutor. Mi se pare foarte ok activitatea pentru că ne ajută pe noi să luăm deciziile mai ușor. Înclin spre o astfel de carieră? Da, de ce nu? Pentru că mă ajută și aspectul fizic și cred că m-aș descurca. Care ar fi avantajele unei astfel de cariere, după părerea ta? Imagine în societate și o viață decentă, organizată. Anul trecut, la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești, au fost școlarizați 150 de absolvenți de liceu.